aproximativ o lună în urmă, în anul acesta comemorativ pentru părintele profesor Constantin Galeni. În seara asta l-avem invitat de părintele profesor Vasile Gordon, cel care i-a succedat părintelui Constantin Galeni la Catedra de Omiletică și Catehetică, la Facultatea de Teologie din București. Vă dați seama că l-a cunoscut foarte bine părintele profesor Vasile Gordon. Părintele este slujitor la Biserica Sfântului Iliei Borcan și nu doar profesor la Facultatea de Teologie din București, are colaborări avut la Arad și mai nou la Cluj, mai nou din câțiva ani buni. Așa? A fost părintele profesor o vreme, nu știu exact cât de demogată, de două mandate și șeful Catedrei de Teologie Practică, pe vremea când activam și eu la Facultatea de Teologie, când în momentul în care s-a deschis acest cămin de bătrân, n-am mai putut să mă împart în toate locurile și deci mi-a fost și șeful de Catedrei, așa că ne cunoaștem foarte bine cu părintele profesor Vasile Gordon. Ce să vă spun mai mult, că sunt convins că cei mai mulți sunt cunoscuți, așa că îi dăm cuvântul părintele profesor să ne împărtășească din amintirile și din cele trăite împreună cu părintele Constantin Galeni.